Vodafone prezintă Românii au inițiativă. În fiecare an, zeci de mii de studenți încearcă să-și găsească drum prin încărcătura transportului public. De asemenea, peste 1 milion de turiști vin în fiecare an în București. Adică în orașul cu cele mai multe linii de transport public din țară. Deseori complicat și pentru bucureșteni, aproape întotdeauna un coșmar pentru cei care ajung aici prima dată. Dan Boabeș a avut inițiativa și a găsit o soluție, transporturban.ro, în care introduci punctul de plecare, destinația și nu mai trebuie decât să alegi o variantă de traseu. Dacă ești pe stradă, trebuie să ai un telefon inteligent, un smartphone, conectat la internet, cu care îți poți gestiona călătoriile în oricare dintre cele 8 orașe în care această aplicație este disponibilă. Adică și în Alba Iulia, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Ploiești și Timișoara. În București sunt însă cei mai mulți fani ai aplicației. Panoul ăsta nu-l pot lua cu mine, dar telefonul l-am tot timpul. În momentul în care se modifică un traseu, aplicația este actualizată. Numărul utilizatorilor a crescut vertiginos. Emil este unul dintre utilizatori. Nu mai am nici grijă biletului, pentru că apăs aici și plata se face imediat prin SMS. Aplicația se va extinde în alte două orașe până la sfârșitul anului.